Cursul opțional Educație pentru Media pentru mine a fost o nouă provocare. Deci dorința de a cunoaște ceva nou, de a cunoaște bucătăria acestei discipline, m-a motivat să frecventez cursurile de formare continuă de 3 zile organizate de Centrul pentru Jurnalism Independent. Deci, venind în școală, am propus această disciplină părinților și au acceptat-o cu mare plăcere, deoarece conținuturile sunt relevante. Tehnologiile moderne se dezvoltă vertiginos și elevii sunt atrași de cultura digitală, dar ei nu sunt pregătiți îndeajuns pentru a monitoriza aceste informații. Experiențele din mediul familial, din mediul social, din mediul școlar, deci le trezește interesul și ei participă cu interes la aceste lecții. Recent am organizat simularea unei emisiuni televizate, unde copiii, cu mare plăcere și entuziasm, au prezentat emisiunile Copil cu stil, Magazinul copiilor, Ring Star, Știri pentru copii. Deci cadrul didactic are rolul de a educa un consumator responsabil pentru media. Lecțiile de educație pentru media dezvoltă capacitățile de analiză, de gândire critică și sper pe viitor ca elevii mei să deosebească o informație veritabilă de una manipulativă, să ia decizii corecte și să acționeze corect în diferite situații de viață.